Deja din 2014, în Republica Moldova s-a luat decizia de a nu alinia Republica Moldova la sancțiunile europene sau americane introduse contra Federației Ruse. Și la această etapă noi reușim din menținerea acestei linii, că societatea noastră, economia noastră, sistemul nostru energetic sunt prea vulnerabile pentru a angrena Republica Moldova în astfel de poziționări, care implică costuri. Și acum pentru state membre ai Uniunii Europene sau pentru state membre NATO, compensarea acestor costuri este mai ușoară, atât compensarea financiară, acces pe piețe, dar și la capitolul resurse energetice alternative. Pentru Republica Moldova acest lucru este mai dificil și în acest sens noi ca stat menținem exprimarea poziției noastre față de acțiunile Federației Ruse pe acest palier diplomatic și verbal. Popescu a menționat de asemenea că Republica Moldova menține comunicarea cu Federația Rusă pe o serie de subiecte, printre care și cel legat de cetățenii moldoveni blocați în Federația Rusă și care nu pot traversa Ucraina pentru a se întoarce acasă.